Salutare, Irina, și bine ai venit! Salutare și bine v-am găsit! Când ai luat pentru prima dată vioara în mână? Pentru prima dată am luat vioara la vârsta de 6 ani. De atunci am început să cânt și m-a învățat mama. Ea a fost prima mea profesoară de vioară. Nu mi se primea și cam plângeam, dar am făcut mai multe studii și am învățat. De la cine ai această vioară? Această vioară o am de la mătușa mea, sora mamei. Toate surorile ei sunt vioriste și mereu m-au ajutat în această cale. Ea mi-a dat această vioară. Ea este foarte veche, în schimb are un sunet bun și cred că mai pot cânta la ea. Care au fost ultimele sau primele concursuri la care ai participat? Am avut foarte multe concursuri de mică. Primul concurs a fost pe la vârsta de 7 ani, tot aici s-a desfășurat în Glodeni, Ploaie de Stele, care acum este numit Constelație Muzicală. Și la fel am participat toți anii la Constelație Muzicală și la diferite concursuri care s-au desfășurat în Botoșani, Dorohoi și Chișinău. Locuri ai luat? Locuri 1, 2, 3. Bravo! Ce fel de muzică îți place să asculți și ce muzică îți place ție să interpretezi? Îmi place muzica pop, jazz, în special cea populară, care o cânt de mică și nu vreau să o uit. Și tot aceste stiluri le interpretez, care le ascult. Ai un interpret preferat sau? Da. Și care este? Beyoncé este interpreta mea preferată. Anume de ce? Ea este ca un ideal pentru mine. Îmi place vocea ei anume și cum se mișcă ea. Ținuta ei scenică. În timpul liber ce preferi să faci? Sau dacă ai timp liber? Din păcate nu am timp liber, dar când am timp liber mai iau niște cursuri de dans. De obicei mă ocup în timpul liber dacă l-am și mereu cânt. Școala îți ocupă aproape tot. Da. Și la ce școală faci acum studii? La Colegiul de Muzică Ștefaneaga din Chișinău. Ce reușești să faci pe lângă muzică? Pe lângă muzică? Nimic nu reușesc. Muzica îmi ocupă tot timpul, de dimineață până seară, și cu asta trăiesc. Să înțeleg că pentru tine muzica înseamnă foarte mult. Foarte mult, deoarece de mic am început a cânta, de la vârsta de 3 ani, când am început a merge la grădiniță și de atunci tot cânt și cânt la toate festivitățile, la toate concursurile și aceasta mi ocupă practic tot timpul. Este aproape ca viața ta. Da. Ce planuri ai pe viitor? Pe viitor? La fel. Ce viziezi? Ce dorințe ai, poate? Am multe dorințe, dar sper măcar câteva să se îndeplinească. Tot sunt legate de muzică, cât și de dans. Vreau să termin colegiul, apoi să învăț mai departe cu vocea și vreau să fiu și actriță. Îți place și... Acesta tot este un vis de-al meu și cred că trebuie să urmez această cale. Ai dorit să faci ceva cursuri sau studii pentru în acest domeniu? Chiar studii vreau. Da? Și unde? Până când m-am gândit. Să înțeleg că îți place și dansurile foarte mult. Da. Am practicat dansurile. Și pentru ele? Da. Anume când? În weekend, sâmbătă și duminică, iar câteodată nici sâmbătă, nici duminică nu pot. De mic mai mult dansam, dansuri populare la școala de arte, apoi aici am venit și am început să dansez dansuri moderne, dar de când sunt la colegiu nu prea dovedesc să practic dansurile. Eu vreau să-ți mulțumesc că ne-ai onorat astăzi cu prezența ta, să-ți urez mult succes în continuare și să te invit să ne cânți ceva. Portenerte está lejos.
tengas miedo, esconderme. Yo cargaría tu cruz a mi espalda, guardaría tu voz en mis llantas y tus secretos bajo mi falda. Pero yo para ti siempre seré la boca, solo seré una sombra y una vida junto a ti. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios a mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser tu mujer, seré capaz de morir. Por ser mujer, yo entrego las llaves de mi cuerpo. Mi vergüenza es todo lo que pierdo en este frío invierno. Pero yo para ti siempre seré la boca, solo seré una sombra. Yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser tu mujer, seré capaz de morir en tu cama. Por ser tu mujer, por ser tu mujer. Ser tu mujer.